Vă salutăm pe toți care sunteți partea parohiei Dumbrava. Noi ne aflăm acum în biserica de vară, care se tot pictează. Deja ați văzut mai multe scene de la Pantocratorul în jos, care s-au făcut parcursul a 2 ani de zile. Noi acum am suplinit echipa, am extins-o un pic. Iată, s-a finisat aici ultima scenă mare a Învierii Domnului. Deja coborând în jos, am pus încă două praznice legate de Sfânta Înviere și tot din praznicile împărătești. Aici e vorba de înălțarea Domnului, încredințarea lui Toma, dar atunci schimbarea la față. S-a primit destul de frumos. Și noi deja coborâm la alt registru, registru al Sfinților. Iată aici, în fața catapetezmei, în partea aceasta, preconizăm să fie Sfinți Bâncoveni și Sfinții noștri autohtoni, de o parte și de alta. Iată, așa va fi în față, de o parte și de alta catapetezmei. Și, ca regulă, se recomandă ca pe partea dreaptă să fie Sfinți bărbați și în partea aceasta Sfinți din categorie femeilor. Am început cu Sfintele Mare Mucenițe, iată. Sfânta Mare Muceniță Ecaterina și Varvara. Aici vor fi chipul Sfinților Împărați Constantin și Elena, partea cealaltă a Sfinților Mucenici Adrian și Natalia, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitri și tot așa va fi registru a câte doi sfinți. Și atunci, la această etapă, vă îndemnăm să veniți, poate vreți fiecare un sfânt sau o sfântă, pe cei care cinstiți să contribuiți ca fiecare să aibă chipul său aici în biserica noastră. Așa că îndemnul este să contribuiți la pictură în continuare.